O să mergem spre, o să trecem prin TCR. Ne apropiem deja. Și vom merge spre Gura Văii. Drumuri foarte proaste, mergem în continuare cu o viteză destul de mică. Aoleu. Noroc că avem o cameră bine. Oh. Avem o suntem la sensul giratorului de aici de la TCR, mergem înainte. Ne asigurăm să nu avem vreo surpriză. Intrăm și aici până în curte. Și după aia ieșim. Sau putem trece, da, trece prin față. Da. Aici mai era un sediu. Ah, Caromo. S-a văzut Caromo, nu avem. Nu avem ce să mai intrăm pe noi. Pustiu. Hello. E cineva aici? Cauciucul românesc unic în lume. Hello. Unde e cauciucul românesc? Nu e, a? Adrian, ai văzut pe cineva? Nu. TCR. Ei, intrăm pe o porțiune bună de drum, în TCR aici. Avem limitare de viteză 30 la oră. În stânga aici, păcat că nu se vede foarte bine și nu s-a văzut, cred. Era un bazin de not, era grozav. Până mi-am dat eu seama că e o cocoașă, deja am trecut peste ea. A fost o bucată de drum bun, gata, am intrat în TCR. Sunt, aici sunt case care erau de serviciu cândva, probabil că acum poate se va, sunt locuite, posibil deja erau discuții să poată fi cumpărate de locatari. Asta ar fi un lucru bun pentru oameni. Pentru că n-au, sau chiar dacă sunt unei, n-au terenul de desubt, nu este proprietate. TCR. Oamenii și-au aranjat un pic casele și le-au mai vopsit. O să o iau la stânga pe aici. Astăzi am fost urmărit de cele mai vechi mașini din Onești. O să o vedeți dacă mă va depăși. Daci și Volkswagen-uri din astea de prin anii 80-70. O să las să mă depășească așa. Dar văd că se chinuie, nu reușește. Am 20 la oră. Abia, de rateuri. Elde. Ura, a reușit să mă depășească această mașină. Coane! Semnalizat, a semnalizat, domnule, are semnalizat. E bine. Avem stop aici. Dânsul n-a oprit. Noi oprim. Ne asigurăm. E, avem și mașini de lux în Onești. Ce părere aveți dumneavoastră? Aici e iarăși o porțiune acceptabilă de drum. Cam jumătate din drum este prost în Onești. Poate chiar mai mult. Chiar mai mult. Hai să vedem cum puteți ajunge la Slobozia, dragi prieteni. La dreapta. Drumul hoților de fier vechi. E mai încolo un pic. Nici fier vechi nu se mai găsește. Aici dezastru, deci drumul la fel de prost ca la ieșirea din Onești spre Ajuda, chiar mai prost. Ține tot de Onești, domnul Adrian, nu? Da. Dreapta. Dreapta este fabrica domnului Ciobanu, fabrica de bere. Ei bine că se mai amestec un pic berea până ajunge la restaurant. E chiar mai, are spumă mai multă, e mai bună. Albrau. Drum prost. Și mergem până găsim un semn.
Găsim. Da, găsim. Aici intrăm pe un drum pietruit. Foarte rău. Asta e de pe timpul Gheorghe Udeș, nu mai e de pe timpul Ceaușescu. În stânga mea foarte multe clădiri demolate la nivel de pereți rămași, fără geamuri, fără nimic, totul așa. O atmosferă mai peticișă aici, probabil, că astea sunt reparațiile din acest an. Aici nu erau cumva tunurile alea de termo, de ce au fost dărâmate, zona asta. Erau acelea de termo. Da. Care produceau aburi și căldură pentru Onești. Un câine singuratic pe aici. Da. Doar trenuri fantomă pot trece pe aici, trenuri industriale. Căi ferate îngropate în asfalt și în câmp. Observați chiar și în față, toate țevele alea sunt ruginite. Mi-ar fi plăcut să le arăt oneștenilor lucruri noi, dar din păcate nu avem ce să le arătăm, ci doar poate un pic mai vechi decât le-au lăsat de când au plecat din țară. Aude aici, aude, trebuie să frânez. Calea ferată pe care nu se mai circulă deloc. Deci acest transport feroviar uzinal pur și simplu cred că nici nu mai există, sau dacă există e foarte restrâns. Posibil doar o linie, comunicarea cu linia principală. Da, o să mai mergem un pic spre Gura Văii. Deja ni s-a făcut dor de oraș. Ascultăm muzica. Ajuns de aici încolo, aproape mai avem un pic și ajungem la Gura Văii, nu? O să întoarcem. Nu are niciun sens, peisajul este dezolant, dezarmant, dezactivat, dezinteresant. Nu. Go home. Înapoi spre Onești. O să lăsăm muzica în continuare să meargă. DJ, dă muzica mai tare! Deși drumul este foarte prost, avem și limitare de viteză, că nu cumva să depășim 30 de km la oră. Drum cu denivelări, aici probabil când plouă mai mult e inundată aici zona asta. După cum se vede, podul ăsta este foarte vechi. Traversăm un canal, probabil canalul ăla de refugiu. Avem soarele în față. Nici muzica
muzica nu e bună, pune mai bun mai. Sau mă, lasă mă, nu mă întreba fata. Eu îți spun sincer că am stabilit aici la radio programul de vacanță pe vara asta cu domnul Popescu și domnul Toni și Portugalia a fost luată în considerare, domnul Popescu. Da? Da, ea ne-a luat peste picior și am sărit pe... Rutier cu bere, nu? Rutier. Hai să vedem unde duce berea. Ia să vedem mașina ce județ este. Cu număr de Chișinău. Da, Cluj. Bere. Berea merge la Cluj, e vară. Asta e bine. Eu și cu Adrian ne-am gândit, după ce vom face, terminăm acest tur, să mergem la o bere la grădina de vară a hotelului Trotuș, să bem o bere de Albrau. Dar nu am văzut, Albrau în Onești nu prea este. Mai mult exportă. Da. Aș prefera o timișoreană, da? Ce spui? Ia să vedem, nu putem depăși? Se poate depăși, că... A, dar e la stânga aici, nu? Da. Vreun semn ceva care să arate la stânga pe aici? Nu arată nimic. Cine nu cunoaște drumul, noroc că noi îl știm. Asta nu semnalizează deloc. A, de fapt, a? Nu? Prin tăcere pe aici nu se semnalizează, dragi prieteni. De ce oare? Vine cineva din față oare? A? Hai. Dat un semnal și am tăiat-o. Gata. Ne-a ieșit berea din cap. Aici pe unde? La dreapta? La stânga? Mergem și până la buton? Da, până la, da. Să vedem ce-i... De vânzare. Uite căsuța aici. Puteți cumpăra o căsuță în TCR. Este una de vânzare, chiar acum am văzut-o. Dragi prieteni, dacă aveți bani, investiți în Onești, cumpărați căsuțe în TCR. Așa se cheamă Uton, dar pasajul ăsta spre gară da, nu, e, nu e pentru mașină.
Era bun un pasaj așa pe sub. Ce sper să găsești la Uton? Ai vreo speranță, ceva? Ia să vedem. A, atât? Da. Hai să pun cu mașina un pic să vadă în față. Și s-o întoarcem, nu? Da. Altceva? Dar au crescut iarbă pe drumul ăsta, vezi? Deci nu mai e închis? E închis, da. E închis, gata, nu? Nimic. Ai văzut ceva? La mulți ani Uton. A, la mulți ani. Da, la mulți ani Uton, așa scrie acolo. Probabil că ultimul revelion care s-a făcut la Uton. Da. Că și cum ai zis la un mort, la mulți ani. Da. Păi nu, că s-a dus unul la o mormântare și el a vrut să fie un pic mai elevat. Toată lumea zicea despre cel care intrase în neființă. Dumnezeu să-l ierte, dar asta ca să fie mai șmecher, zice, Dumnezeu să-l scuze. Aici era casa unui prieten de meu, Lungu, i-a fost marinar. Vem cedează trecerea aici. Domnul cu berea ne așteaptă în continuare. Uite, aveam ocazia acum să facem rost de un bidon cu motorină. Știi că se mai vinde așa pe la marginea drumului motorină. Da, suntem în paralel cu calea ferată, asta-i cu varianta. Fața spre Adjud, variantă. Varianta TCR-uri. Varianta TCR-uri, da, care o ia prin dreapta TCR-uri. Aici era o sală polivalentă, era aici, era pentru tot felul de tratamente, cu bazin de not, cu... Din păcate, din câte știu eu, acum nefuncționabilă. Probabil a cumpărat-o cineva. Dar acoperișul nu s-a mai terminat sau nu a fost niciodată? Era vorba de sală polivalentă. A, uite, au crescut buruienile. Dar asta a fost acoperită cândva. Uite, totul i-au crescut prin altul numai buruien. Trebuie să venim să filmăm aici. Că aici făceam baie prin anii 80. Nu, dincolo, mai încolo. A, cealaltă? Bazină. Aici a fost și o sală. Și de ce nu s-a mai terminat, a rămas așa.